Hello! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi face un videoclip. Precum ați văzut în titlu, este o continuare a seriei Ieftineli, pe care eu am început-o acum ceva vreme, însă nu am mai continuat-o niciodată. Am uitat complet de ea și de curând mă uitam prin paletele mele și mi-am amintit că ar fi cazul să o continui. Așa că astăzi voi vorbi despre paleta de la Huda Beauty, o paletă pe care o iubește foarte multă lume și care este destul de scumpă din punctul meu de vedere. Foarte multe persoane nu își pot permite o astfel de paletă, așa că I got your back. Vom găsi niște variante mult mai ieftine ca să ajungeți la același look. Ceea ce este foarte interesant este faptul că eu astăzi la ochi sunt machiată la fiecare ochi câte o paletă diferită, astfel încât să vedeți asemănările și diferențele. O să fac și swatch-uri, așa că dacă vreți să urmăriți acest videoclip să vedeți palete mult mai ieftine pe care le puteți găsi în comparație cu Huda Beauty și dacă merită cu adevărat, urmăriți-mă în continuare. Ok, precum știți, aceasta este paleta de la Huda Beauty. La noi cred că este peste 250 de lei, s-ar putea să mă înșel, 290, nu știu cât este exact. Și din punctul meu de vedere, într-adevăr, este o paletă scumpă. Am mai vorbit despre această paletă, am pus-o și într-un videoclip cu dezamăgirile mele. Chiar este o paletă care m-a dezamăgit. Se tot închide. Din punctul meu de vedere, nu merită banii pentru că este o paletă care, într-adevăr, arată foarte frumos, are niște culori foarte frumoase, însă calitatea acestor farduri nu mi se pare că merită prețul. Atunci când dau un preț foarte mare pe o paletă, mă aștept ca toate fardurile să fie pigmentate, să fie cremoase, să fie ușor de blenduit, însă această paletă are niște farduri destul de uscate, farduri care se blenduiesc foarte greu, deși culorile, de cum sunt astea vișinii, sunt absolut superbe. De asemenea, mai are aceste farduri sidefate. Fardurile sidefate sunt ca niște pigmenți presați și sunt câteva dintre ele care sunt foarte faine, dar sunt câteva care pur și simplu se iau ca niște firmituri și se întind foarte greu și le poți aplica doar cu degetul, așa a spus și Huda, asta este clar, însă mie mi se pare destul de nașpa. Adică, de exemplu, această nuanță rose gold e nașpa pentru că atunci când vrei să o întinzi se fac firmituri și aici se vede, arată destul de prost și trebuie să o pui în staturi în așa fel încât să arate bine. În fine, asta este cu paleta, dar eu am găsit niște dupuri care cred că costă, nu știu, în jur de 50 de lei amândouă. E mai ieftină decât cealaltă, dar hai să spunem că sunt 50 de lei și au aproape aceleași culori și poate farduri chiar mai faine ca și calitate. Prima paletă despre care o să vorbesc și care este paleta cu care mi-am făcut machiajul de la ochi este paleta aceasta. Această paletă este I Heart Rose Gold de la Makeup Revolution. Este o paletă care imită aspectul paletelor de la Too Faced Chocolate Bars și care chiar miroase a ciocolată. Mi se pare super frumos designul ei, iar înăuntru arată așa. Dacă o să o pun fix lângă paleta de la Huda Beauty, pe care mă chinui să o deschid cu greu, o să observați cât de mult seamănă. Au culori foarte asemănătoare, chiar dacă în paleta de la Makeup Revolution sunt puse în cu totul și cu totul altă ordine, puteți să vedeți, seamănă culorile, adică avem același roz, sunt câteva care lipsesc, clar, nu avem niciun negru aici, dar roz, nu știu, vișiniu, fardurile sidefate sunt absolutamente la fel. Cred că o și țin invers, însă dacă vă uitați la rândul de sus, o să găsiți culori care seamănă între ele. Și să știți că în paletă nu seamănă atât de bine precum seamănă și în swatch-uri. Am făcut swatch-uri pentru aceasta, dar înainte de asta vreau să vă mai arăt o paletă. Această paletă de la Makeup Revolution o găsiți pe Auro, am găsit-o, cred că o găsiți pe Pink Panda sau pe site-ul lor original care se numește timebeauty.com. Am mai vorbit despre el și acolo găsiți toate produsele de la Makeup Revolution pe care eu personal le ador. Vreau să spun că cei de la Makeup Revolution și-au îmbunătățit foarte mult formula în ultimul an cel puțin. Au palete foarte pigmentate, culori foarte mișto și o să vă arăt acum repede un swatch ca să ne înțelegem, să vedeți că fac live acest swatch. Și, nu știu, hai să luăm o culoare la nimereală. Ce culoare să luăm? Hai că o luăm pe asta. Culoarea este super mișto, super pigmentată și se întinde mult mai mișto. Da, uite, am luat-o aproape pe aceeași. De către Makeup Revolution. Culorile sunt geniale. Geniale, foarte faine, foarte pigmentate, foarte sidefate. Cele mate sunt poate o idee mai puțin pigmentate decât câteva din paleta de la Huda. Câteva farduri le-am observat. Nu este nicio diferență care să conteze de fapt și de drept, pentru că la urma urmei pe ochi machiajul arată la fel și asta este important. Am făcut acest machiaj, l-am făcut foarte repede în așa fel încât să vedem cum acționează această paletă. Nu a fost un machiaj pe care să-l fac, vai cine știe ce creativ, dar a fost ceva ca să vedem
vedem cum se compară cele două. Singura diferență pe care am observat-o clar este la nuanța Man Eater, care este aceasta, și aceasta este cu adevărat mai pigmentată. Dar pentru o nuanță care este cu 10-20% mai pigmentată, nu merită să dați banii ăștia, pentru că vă puteți lua 5 palete la Makeup Revolution de aceeași bani, dacă stăm să ne gândim. Ok, și următoarea paletă pe care vreau să vă arăt este o paletă de pe AliExpress. Cred că a costat mai puțin de $10, deci mai puțin de 40 de lei. Și este o paletă care încearcă cu adevărat să copie paleta de la Huda Beauty și arată așa. O să le pun și una lângă alta să vedeți diferențele. Sunt câteva nuanțe care nu sunt deloc la fel, însă ca și idee încearcă să copie foarte mult calitatea și stilul paletelor. Stai să le țin ca lumea, că am o problemă. Ei încearcă foarte mult să copie stilul paletei de la Huda Beauty, da? Asta este paleta de pe AliExpress și asta e paleta de la Huda Beauty. Vreau să menționez faptul că acesta nu este un fake, este un brand care se numește Focalure, este un brand AliExpress, deci nu avem, nu știu, ingrediente care nu apar pe pachet, ci pur și simplu este o copie, da? Vreau să fac clar faptul că diferența între fake-uri și copie există și o să vorbesc despre asta într-un alt videoclip. Am încercat și această paletă, paleta asta chiar este și ea pigmentată, are niște farduri sidefate care sunt super mișto, deci wow! Nu știu dacă se vede foarte bine la cameră. Hai să mai fac unul ca să vedeți. Nu știu unde să-l mai pun. Aici. Da? Arată foarte bine. Cele sidefate, iar cele mate sunt un pic mai prăfoase și un pic mai slabe la calitate. Dar să știți că mie, în cea mai mare parte, îmi place această paletă. O să pun aici cână. Da? E o paletă care costă mai puțin de 40 de lei și chiar dacă nu seamănă perfect, are și o nuanță de portocaliu care nici măcar nu există la Huda Beauty, dar e o paletă frumoasă, orice ar fi. Dintre cele două, cea de la Makeup Revolution și aceasta, cea de la Makeup Revolution seamănă ceva mai mult, este un pic mai pigmentată și culorile se apropie ceva mai tare. O să pun repede acum niște imagini în care voi pune swatch-uri în felul următor. Primul swatch pe care îl voi pune va fi cel de la Huda Beauty, al doilea swatch va fi Makeup Revolution și al treilea swatch va fi această paletă, ca să le vedeți exact în ordinea în care v-am arătat eu paletele. Acolo o să vedeți foarte clar diferențele. Nu am făcut la toate nuanțele pentru că nu am avut răbdare și pentru că oricum nu toate nuanțele sunt comune. Paleta care clar are cele mai multe nuanțe în comun este cea de la Makeup Revolution, neavând acel negru. În rest aveți aproape toate nuanțele și să nu uităm de designul absolut superb și prețul pe măsură. Acum, dacă ar trebui din nou să cumpăr una dintre aceste palete, nu m-aș mai îndrepta spre cea de la Huda Beauty, ci m-aș îndrepta direct spre cea de la Makeup Revolution, aceasta fiind mult, mult mai faină, mult mai ieftină, pot să-mi cumpăr mai multe palete și sinceră să fiu, dacă aș avea acești bani, 250 de lei, 300 de lei cât costă paleta asta, nu aș lua-o pe aceasta, poate nu aș lua nici Makeup Revolution, dar aș lua o paletă care să fie mult mai calitativă. Aceasta este o paletă proastă pentru prețul ei, nu e o paletă proastă în general, dar pentru prețul ei este. Am înțeles că Desert Dusk este ceva mai bună, doar nu am încercat-o încă. Acesta este videoclipul de astăzi, eu vă spun că au un ok dupurile de la paleta Huda Beauty Rose Gold, că le am, le voi folosi pe toate și pe această paletă o voi folosi, evident, pentru că o am în continuare, dar sunt culori de care nu mă ating niciodată pentru că nu am ce face cu ele, pur și simplu nu le pot folosi. Sunt convinsă că o să-mi sară multe persoane în cap pe acest subiect, sunt persoane care adoră paleta asta pentru că na, nu știu, eu am o colecție foarte mare, da? Și dacă am această colecție foarte mare și nu o zic asta ca să mă laud sau ceva, o zic ci pur și simplu că am cu ce compara și calitatea fardurilor lasă de dorit. Înainte să închid acest videoclip, vreau să vă spun despre giveaway-ul de astăzi. Puteți să câștigați această paletă de la Makeup Revolution, care se numește Rose Gold ceva, Chocolate Rose Gold. Are un design extraordinar, așa cum v-am mai spus, seamănă perfect cu cea de la Huda Beauty și m-am gândit să vă fac cadou și vă una. Tot ceea ce trebuie să faceți este neapărat să fiți abonați la canalul meu și să vă înscrieți în linkul din descriere. Voi face acest concurs și pe Instagram și pe Facebook. Voi alege 3 persoane de pe YouTube, una de pe YouTube, una de pe Instagram și una de pe Facebook și din aceste 3 persoane pe care le voi alege marea câștigătoare a acestei palete. Așa că pentru mai multe șanse vă puteți înscrie și pe Facebook și pe Instagram și cu siguranță există posibilitatea să primiți o astfel de paletă de la mine.
Acum să ne întoarcem la videoclip. Acesta a fost videoclipul 2 din gama ieftinel. Vreau să-mi spuneți dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de acest gen, dacă vă plac și dacă vreți să aflați alternative mai ieftine pentru produse scumpe. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile. Și bineînțeles, nu uitați să-mi dați un thumbs up la acest videoclip pentru că mă ajută foarte mult. Puteți urmări pe Instagram și pe Facebook. Acolo postez o grămadă de noutăți, fotografii și o pagină de Instagram pentru școala de machiaj. Dacă sunteți din Iași sau din zonă și vreți să veniți la școala de machiaj, aveți un link aici mai jos în descriere dacă vreți să ne cunoaștem și să urmați un curs cu mine. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!